Deci, filmul care m-a marcat și care m-a învățat, de fapt, să dansez, haideți să vedem câteva. Te-a învățat să ce? Din filmul ăsta am învățat să dansez salsa, Răzvane. Hai să vedem câteva imagini din Dance With Me. Este scena de la restaurant. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? El, Rafael. Rafael o îngroapă pe maică sa. Oh. Și pleacă într-un drum inițiatic la... într-un oraș. Houston, să zicem. Stai fi drum inițiatic. De ce? De ce să-l caute pe Tasu, mă? John. Tasu, John. Tasu are studio de dans, unde se dansează divers. Și la studio e asta, Ruby. Ruby, rubina care stinge lumina. Mi s-a părut că e cea mai frumoasă femeie din lume timp de 12 ani. Vanessa Williams, cați-a și gura ta. Nu deci... și când faci o pasiune. Da. Uită-te la ea. Nu era tinerică nici aici, îți dai seama acum cum e și o vreme. Și acum fii atent. Ia uite-te la dansul ăsta. Bine, asta e o salsa, da. Asta ți arată blonda care dansează prost ca să pare ei că dansează bine. Blonda nu e cine știe. Stai să vezi. Să-l vezi pe al meu când se dezlănțuie. Cum îi pune mâinile pe umeri, nici nu știi ce face. Ți se pare că o face cavaler. Fii atent. Acum. Bam. O vezi pe asta? Da. Asta e mișcarea mea. Da. Hop. Ia uite-o. Fii atent. Mâna pe un umăr. Hop. M-am ascuns. Asta sunt eu. Nu mă vezi. Mă vezi? Nu mă vezi. Mă vezi. Parcă păi și simplu. Film. Putem să ia facem. Ia uite ce-i face. Linghișpir o face. Titirez o face. De ce nebună cu capul? Am vârtit-o de 6 ori. E amețită. Fii atent. Are jocul mâinilor foarte uite. Impresionant. Și uite. El dansează ca, ca un cimpanzeu. Înțelegi? Mâinile tot timpul moi pe lângă corp. Fundul sus. Asta, fii atent. Uite, pomul nu e pomul. Ca într-un film indian, asta e. Iar am vârtit-o de 6 ori, iar e nebună. Uite. Și ridică și umeri un pic așa. Uite-te la uite, asta e poziția mea. Dacă mă vedeți vreodată la Fratelli așa, să știți. Veniți, vă rog, să... Dacă dansezi așa la Fratelli, veniți și spuneți-mi: Dani, ori ești beat, ori ești drogat, du-te acasă. La Fratelli nu se pune. Du-te de aici. Ia uite-mă. O vezi cum ea se învârte mai mult ca el? Ia uite. Nu, deci trebuie să facem. Stai că îi mai dă două titireze, două linghișpire, o face terci. Fiat, acum. Stai să-și ia șfunc, își ia vânt. Să-și ia șfunc. Aici, aici o încarcă, fii atent. Așa și? Ce crezi, el e într-un picior, că vine să... Ia uite, într-un picior, e zici că e masca. De ce e, mă, într-un picior? Ca așa să nu-ți consume ambii Adidas, bineînțeles. Dar și ce putem să facem noi mai tare decât ce fac ei? A. Salsa în trei putem să facem, cu toate mișcările astea de umeri în trei. Mișcarea asta nu e invers, nu, ea trebuie să fac așa și... Ba da. Să... Da, mă rog. Da, bă, dar aici e el ce ai în ce crezi? Îl găsi și pe Tasu, pe Johnny și câștigă și concursul de salsa. Nu te așteptai, uite, nu? Uite, uite, cum dă din ia șol. Uite, ia uite ce șol. El e un băiat, are și el 14-15 albume de muzică, nu e vreun fraier. Ai ăla cântăciosul, mă? Da, mă, Chayenne, Chayenne, tatăl meu. Bun, și acum opriți, că am încălzit un pic, doamna Elena. Cristi, caută-mi și mie celălalt dans care m-a adus și mai în față la... Take the lead, Antonio Banderas, scrie așa, Antonio Banderas HD, între paranteze drepte. Ce, tu ce crezi că m-am eu singur la corbea că nu? Deci... Antonio Banderas, take the lead, se scrie Take. Take Anchișche, take the lead. Așa și ia, dă acolo click, îți spun eu care-i dansul. Dă-ți venit de la dans, acum te apucă deci, cu dansul. Primul filmuleț, ăla cu paranteze și sări 30 de secunde. De fapt, las-o să și coboare scările, că le coboară frumos. Ce se întâmplă? Ea, dansatoare de tango. Ea m-a învățat jumate din ce știu. Ăștia studenții, niște nenorociți, uite-te la ei. Mâncă semințe, sparg semințe de bostan, vine ea, șefa, bam, adagios ăsta. Știți pe Antonio Banderas? E vocea pisicii, e muței din Shrek, el e. Vine Antonica al nostru. De se ceartă cu o gumă de mestecat. El e. Ce-a ajuns. Fii atent, o fixează, ce? O fixează. Dar asta cine, mă? Ea e, profa, mă. Nu, nu e șarlistră. Nu e șarlistră, e o, ce, nu știu. Bam, și-a desfăcut prosopul ăla de la să acolo. Cum ești ce la filmul ăsta? Take the lead. Cu muzica, vă rog, cu muzica, acum mă apucă lacrimile. Fii atent, o fixează. El nu dă jos haina pentru că este un fel de toreador. Iar exact. E tau, gata, arunca haina și se apucă de ea. Da, așa ne încălziți, apucără. Ia, du-te, bă, de aici. Da. Faci cu extensia asta de încălzită. Ai văzut ce tatuaj are? Dați-mi sunetul mai tare. Dă-mi Costine sunetul, că acum plâng pe canapea. Fii atent. Asta fac eu singur acasă. Dar eu sunt ea. Mamă, așa pasiv. Ia uite, și ăștia zic, dar ce film e de ăsta? What the F, what the F, zice ăla. What the F. Dar în spaniolă zice, stai what the F. Bă, zice, asta o fi profa, profa noastră. Ia e, zice ăla la alt.
Da, bă, dar nu cine? Cine să genitor, zice unul. O fi omul de serviciu, genitor. Băi, asta e mulatră, nu? Pasta adăugat, nu? Păi, care dintre asta e? Băi, mă perturbați. Fii atent acum. Fii atent de face o mișcare de stai cu gura căscată. Le-au băgat-o-i pe IMDB, mă auzi. Fiți atenți, fiți atenți. Asta o fi Lauren Collins. Ia să vezi cum rămân ăștia cu gura căscată. Acum, atenți. Ha! O ia. Ia mă răsucește. Ce frumoasă priza asta. Amețit-o. Ia uite cum fac ăștia mici. Oh my God, zic toți. Oh my God. O fi profa. Ia, nu te du. Asta vrea să plece la piață. Stai aici, fii atent. E, da-ți n-ai. Aici a pliat-o pe... Cambre, ole. Astea micile e flash, ce să mai... Ele... Urmează sigur o priză, nu? Atenție! Au! 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 Pupă, băi! Bobina! Dă-mi e primul filmuleț din ăsta recomandat. Da, ăla. Te bagi în filmele primul mele. Primul filmuleț. Alo. Eu de aici m-am luat, că vine, merge ca prostul cu metrou. Da, știu. Și o vede pe ea, dar sunt într-un acolo. N-ai văzut? E bun. Ha? Păi de când mi-a dat firul alb pe la asta, nu mai dansez frumos la Corbeanca singur acolo. Pac, nu știam ce se vede după perdelele tale. Da-ți și pe bunicul ăsta, dansând cu... Asta cu fundul mare. Uite și aici, pasiune. Ia fi atent aceea. Ăsta mai cu artroză pe el, ai văzut că e mai, mai pârăici, așa, mai... Gheara ursului și mai dă guarnică cu astea. Dar mă, dar semn că dansul te menține tânăr, asta e, nu? Nu știu ce-l menține pe nici argere ăsta, dar bă, băiatule, vreau să mănânc ce mănâncă el. Hopa! Aici, ea, tot ea e profa. Da. El e un trecător. Eu vreau să mănânc cu el. Ia uite, dar ce avea asta sub rochea aia așa umflat? La Puerto Rico, n-ai zis că faci diferența. Sau asta din, nu-i din Puerto Rico? E din, ba, din Puerto Rico. E, ce cămașă șifonată are. Să nu fi pus mâna, să o calce și el. Ia uite, mă, fii atent cum îi face, îi face cocorul. Cocorul îi face, ca în Karate Kid. Ea era dansa singură și n-avea bani nici de curent. Vezi că i-a prins doar un bec. Ia uite, bă, ce i-a făcut, bă. Era chiria mare la sala de dansuri. La nebunit. Deci cum ar veni, i-a făcut cravata... Ia-l conduce, ia-l conduce, ia-l se vede clar. Ea era, mă, profesoară, înțelegeți, era un corporatist. El i-a arătat, în 3, 2, 1, te iau acasă. Dar nu se regăsea, dar nu se regăsea. Cine nu se regăsea? Ăsta, Richard. Da, deci a prins o criză. Da, și-a văzut-o pe ea, cu merge el cu metrou, ca prostovarul, și s-a dus să vadă care e șmenul acolo. Păi cum te regăsești dacă umbli cu o prostituată care era Julia Roberts? Păi aia, că o iei de nevastă numai dacă prostituata se numește Julia Roberts. Exact. Plus, că asta e culmea filmului. Ai și tu dreptate. Da, mă, gata cu dansul, că ne ia... Acum îmi dau seama, mă. Deci eu când eram singur pe după perdele și îmi repetam tango-ul singur, tu de fapt la 2 metri de mine dansai și tu tot tango, mă. Că m-a apucat plânsul. Măcar tu aveai câinele. Bandeon măcar aveam. Noi de fapt dansam la un perete distanță tango amândoi vineri seara. Ce frumos. Ca să ne înscriem la dansuri specifice. Sincer, nu-ți bate capul. Da. Deci aici era mai pe... Era pe wow. Antonio Banderas, mori! Hai ce să mergem mai departe. Nu, no, de ce să mergem? No, 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 că mi-e rușine de rușinea mea. Pe Lucas Molina de govândari. Uite un pic ce atitudine spaniol. Deci, poderosa, de ombre fatal. Acesta este un moment de istorie de și mai televiziune. Grăsus. Aș vrea să înțeleagă oamenii, nu talentul colegului meu, care este de nepus la tăgadă, ca să nu zic la rană, dar... Făceam cacalul aici. Vă rog să vă uitați la jena lui Lucas Molina, originalul. Extraordinar, uitați-vă, ce să spun. Uitați-vă la el cum e, este total debusolat. Ia să vedem interviu. Haideți, dați cu sunet. Care se numește Lucas Molina. Pe Facebook, Lucas Molina, avem imaginea. Te rog să mă ajuți, Bogdane, ca să nu ne încurcăm. E proaspăt făcută pagina, nu e foarte multă lume. Chiar și în stație să... Și în stație așa. Mă scuzați, din ce țară veniți? Eu soy de Spania. Aș vrea rugăminte să nu mai schipați când spuneți... Da, hai să mergem mai departe pe vremea când eram și amuzați la emisiune, cam asta ar fi. Acum am rămas la amintire. Am rămas, da.